Trebuie serios? Hai! Vreți petarde, tati? Da, sunt petardele mele. Da? Auleu, ce-a căzut? Nu sunt gloanțele de la pușcă. Da, e gloanțe de la pușcă. Mulțumesc pentru pușcă, tata. Tata, fugi, da. Cât de acolo. Trage, ia. Wow, ce-ai spus? Ăștia sunt biscuiți de fericire. I-am făcut pentru un eveniment foarte special. Care e acela? Pisica mea. Tom, pisica de dinainte, am dat-o când aveam 3 luni de sarcină cu Amza. A trebuit să luăm decizia, pentru că ne-am speriat puțin după niște analize. Ne-am gândit cum să dăm vestea fetelor. Vă dați seama că deja ne atașasem de ea. A fost un cadou pentru ele, dar efectiv nu am putut să riscăm. Era superb, un exemplar foarte frumos. Și am găsit persoana potrivită la care să ajungă Tom și cred că el a crezut că a murit și a ajuns în sărai. Au! Serios. Exact asta vreau să zic. La cât de multe poze pe Instagram am văzut cu pisica aia, efectiv avea voie să facă orice. Crede că a ajuns în sărai. Deci da, guys, și Mel a făcut niște cookies. Sunt delicioase. Vrei unul? Vreau, da. Da? Iubia asta pentru el, nu pentru tine. Da. Trebuie încărcat. Da, ești încărcat. Încarc-o. Doamne, scarle. Dar trebuie să-ți ridici piciorul așa. Îți poate alunești, mă. Ok, acum este timpul să deschidem pachetele de la voi. Melissa nu a zis toată povestea. Am făcut o căsuță poștală pentru că cineva ne-a trimis un mesaj pe Instagram că aș vrea să vă trimit o chestie, dar la căsuța poștală. Nu vreți să faceți, nu știu ce. Am făcut una, nu am promovat-o prea mult, am pus în descrierea ultimelor video și am mai zis parcă la finalul unui vlog. Acum, oficial, știți că avem o căsuță poștală. Vă lăsăm în descriere detaliile. Eu deschid asta mare. Nu fi fata babei. Ești fix fata babei. Ziceți voi, l-a luat pe cel mai frumos. Nu! Nu! Stai că poate faceți. Vezi că am o farfecă în mână. Stați mult! Oameni buni, eu deschid pe asta mare. Eu pe asta. Și data deschide scrisorile. Da, haide, te rog. Tata, eu. Ai fost... Nu, scuză-mă, dar ești ca fata babei. Să alegi pe cel mai mare. Ok, hai să începem. Am primit de la Fundația EGM. Din Oradea. Din Oradea. Am trimis la oficiu poștal. Am primit niște cărticele. Wow, o să citesc, Mamza. Ia, povestiri biblice cu activități. All right. Wow, semn de carte. Wow, ce fain e. Stai că aici sunt mai multe cărticele, mami. Ia uite. Dragă Sara, îți mulțumim că ai acceptat să fii parte a misiunii noastre de a provoca familie să își adune copilașii în jurul Bibliei. Credem că investiția în educația biblică a copilor este una dintre cele mai valoroase investiții. Și noi credem la fel, da. Mulțumim frumos. Avem de la zgândar Maria Ionela din Târgu Jiu. Ia asta. Oare am voie să o rup? Vreau farfeca? Așa, să nu-mi tai unghiile. A, da, mă! E un plic făcut manual. Da, e un plic manual, adică exact. Foarte original. Oh, wow. Iată ce frumos a scris. Wow, ce frumos scris. Cu
Vă iubesc, vă rog mult, puteți să îmi spuneți numele? Daria da? Zgândăr. Următorul plic este de la Florian Adela din Timișoara. Wow! Wow. Sigla, familia wow, Mateș. Mesajul este foarte fain. Mulțumim, Adela. Toate le vom păstra, o să da. Facem o cutiuță specială cu toate scrisorile de la voi. Acum e rândul meu să deschid punga asta foarte mare. Wow! Mulțumim! Păi arată că... Păi arată ce e? Ce-i ăsta? Umbreloc. Umbreloc! Uite, așa. Ce-ți plac, Scarlett, ție? Da, și aici o cărțișică. Mulțumim! Sunt super frumoase! Clamă, felie de pepene. Da, uitați! Ce tare! Aici o clamă. E super tare. Mai un plic din astea de stilo colorate. O altă scrisorică. Ce frumos scrie. Wow. Ia uite cu mesaj Liza. Pentru fiecare. Abia așteptăm să le citim. Nu o să citim aici mesajele pentru că durează prea mult. Vă ofer cu mult drag această carte, Cătălin. Ah, exact autorul. Wow, tare. Ce tare. Mulțumim frumos. Ce ai? Asta vrei să-l desfaci tu? Da, da? Haide. Hai. Stai, să vedem și noi. Stai. Ce un îngeraș, mami. Ah, mai mulți îngeri, stai. Wow! Un îngeraș pentru tine, unul pentru da. Mel și unul pentru Scarlett. Ah, uite, și am primit și o scrisoare faină, un desen. Dar trebuie să-l vedeți, e familia noastră. E de la Cadaruana. Din Baia Mare. Oh, Baia Mare, poate ne trimiteți niște castane. Nu era glumă. Dar nu acolo, mami, la cameră. Aici, aici. Ce drăguță e. Așa. A fost ceva mai tare. Băi, sensibilul lui tata. Și un mesaj foarte fain, o să citim și pe ăsta un pic mai târziu. Și uite acum a deschis de eu. Mamă, ce scris frumos. Cum de tot scriu frumos? M-am învățat și pe mine. Păi iubesc și va pe ceva. Ce frumos a desenat. Zici că e un referat. Da, ca așa. Se caută picică logo-ul. Mesajul, un scris foarte fain, dacă se vede. Așa. Și poza. Hai, acum ăsta, are priority, Luftbox, este din Deutschland. Ia, asta ne-a trimis o poză cu ei. Ce drăguț. Wow, ce familie mare. Wow. Deci scrisul ăsta? Albastru. Parcă e din Deutschland. Deci o familie cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 copii. Wow. Wow. 9 copii. Deci ei doi, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow! Bun, e un mesaj aici, mesajele, cum am zis, nu o să le citim, rămân pentru noi așa. Ok, acum e rândul meu să deschid asta. Vă mulțumim pentru toate mesajele voastre. Nu e rândul tău, mai e încă unul. Am primit multe, măi! Hai să vedem în primul rând de la cine e. Vine de la Urla Ioana, din București. Wow, aici se deschide. Aici se deschide. Scarlett, e genul ăsta cum îți place ție să faci. Ce faci așa? Gen cu mesaj de unde se deschide, unde nu se deschide. Am uitat să vă pun o întrebare, unde sunt hamsterii? Poate ați văzut în videoul anterior, Cușca este în studio. Ce s-a întâmplat cu drupii? E jos. Prin curte, nu apare în toate videourile. El e mai rușinos așa. Da, da. Și desenul, ce fain e. You rock. Nu prea știu să desenez. Nu prea știi să desenez? Oh, Sara, ia uite, mi-a făcut trei fire aici sub. Da, exact așa e. Ia uite. Uite, am un gaz și un animaluț. Super. Mersi, sunt foarte tari. Yeah. Ok. Acum, din Vaslui. De la Ana Ivatescu. Nu mă, e strada, iubita. E de la Rotarul Raul. Raul, îți mulțumim. Raul, îți mulțumim pentru cel mai mare și gigant cadou. Haideți. Ia, ce e, stai că... Fiți mai finuțe, fetelor. Nu știm. O să aflăm. Wow, asta e un mystery box, wow. În toată regula. Este de la Diana, mama lui Raul. V-am pregătit împreună cu Raul ceva pentru fiecare. Mulțumim! Ce drăguț! Pentru Paul, pentru tine, Paul, cafea, să ai energie pentru editarea vlogurilor. Mulțumesc frumos! Da, Fifi, special e pentru mine.
pentru tine. Ia să vedem ce ai primit tu. Pentru tine un mic experiment și ceva dulce. Ia uite ce experiment. Ciocolată. Și ciocolată. Wow. Ia uite și pe Raul, pe trotinetă. Și eu sunt carnețel așa. Ce drăguță, fetele. Ia. Asta este a Melisei, nu? Da. Al meu e. Aici mai sunt niște lumânări. Wow! Uite-te! Te-a făcut bai cu ăsta. Vedem, da. Ce? Trebuie să citim. E, te-a făcut bai ăsta. Avem și mesaj? Și mesaj pentru tine, o carte bună și ceva dulce. Mulțumesc. Mulțumim frumos. Mulțumim tuturor celor care ne-ați trimis și celor care nu ne-ați trimis și ne lăsați mesaje în comentarii. Mulțumim, Raul. Tu m-ai luat astea. Ce drăguț. Wow. O să facem împreună experimentul, bine? Ia uite ce e aici, mă. Ia. Ne punem să citim mesajele și imediat o să vină pisica. Când o să auzim noc, 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 noc. Și va trebui să vedem cum ne organizăm astfel încât să fie Luna și Bec întotdeauna. Am nevoie să ne promiți că vei fi responsabilă cu pisica. Da, de asta te înregistrăm, să rămână aici. Promit. Și va fi responsabilitatea ta 100% vis-a-vis de mâncare, de curățenie, de îngrijirea ei, de scos, nu știu, o scoți, apar să scoate, va? Nu. Ca un cățel? Nu. Deci, sunt foarte cântată pentru pisica asta pentru că mi-am dorit-o de foarte, foarte mult timp și am bătut pe mama la cap. Știam că e Crăciunul și am bătut atât de mult la cap să-mi iau o pisică, dar erau atât de focusați pe nu. Și din cauza asta nu am avut nicio idee că chiar o să-mi iau o pisică. Sunt foarte încântată. O să vină pisica cu o prietenă de-a noastră, Daria, din București. Yay! Cred că o să vină cam în 20 de minute. Și vreau să vă arăt ce am cumpărat pentru pisică. Încep cu chestia mea preferată, că sunt prea emoționată. Deci, chestia mea preferată pe care am luat-o pentru pisică sunt astea. Sunt niște mănuși! Ce drăguț! Ok. Lisa, a venit! Tu vorbești serios? Nu! Nu? Tu vorbești serios, da sau nu? Nu! Nu? Mi-i pătrați! Adică nu hai! Serios? Da! Haideți! Ce emoție am! Ce emoție am! Eu! Ce se aude? Ce emoție am! Se auzi? Miau! Doamne! E buzunar pisica? Da? Doamne! Îți vreau atâta! Ia! Ești superbă! Doamne! Haide de aici, hai să-mi să cu hai la bunica! Pisicuță! Sper să nu scadă părul. Sper să faci cacao uscat, să se ia ușor. Sper să nu-mi strici canapelele, să nu le zgâri. Ioi, ce frumoasă e aia! Da, super! Trebuie să se... Să se obișnuiască. Să se obișnuiască. Acum, știi? Acum a venit și toți erau pe ea. Da. Să am un timp intim. Ce frumoasă ești! Tot! Uite așa, e foarte frumoasă. Dacă face caca aici. Doamne, cum să n-aibă? Ba da, are. Glumea nu face caca aici. Doar se joacă cu ăsta așa. L-a pus aici și face așa. Dar are două luni sau nu are două luni? Eu zic că nu are două luni. Zic că are, nu. Da, este foarte frumoasă. Da. Eu zic că are. Mi se pare că pare mai mare. E foarte jucăușă și ageră. Deci am pus litera aici, o să trebuiască să strâng de fiecare dată. Yay! Păi trebuie să fim o mică până la capăt. Faceți cunoștință cu Ileana. Nu, doamne!
Eu mă gândeam să-i punem numele Ileana. E un nume românesc. E foarte fain, nu e de bat jocură, deci pe cine cheamă Ileana, să știți că mi se pare un nume fain, dar este foarte atipic pentru o pisică și i-aș pune un nume uman. Amza, ce nume îi pune? Ce nume îi punem la pisicuța? Cum s-o cheme? Ce nume vrei să-i punem? Este fetiță, zi un nume de... Fetiță. Păi nu, dar zi un nume de fetiță. Melissa. Nu, îi punem Melissa. Pune cum o cheamă pe pisică? Ale. Ale? Ale? Da. Melissa, pisica s-a dus în cameră la tine. E ok dacă vin în cameră la tine? Da. Ok? Da, e ok. Stai să văd dacă face caca. Du-te. Băi, băi. Deci, care este numele? Haide să discutăm despre acum nume. Acum îți spun numele final. Hai deci să zic rămână... și eu ce hai cred. Mă, să rămână Ileana. Sau tu ai alt nume, iubire? Fetița! Unde ești? Am zis o strică fetiță. Tigrița. Tigrița. Aoleu. Mai bine Joiana, Vinerica, Zimbruța. Glumesc, iubire. Nu știu, ceva cu de la dungi, știi? De la, știi? În care dungi. Acum abia a venit pisica și nu putem să o terorizăm, să-i punem șosetele. Trebuie să se obișnuiască cu noi, trebuie să vadă că nu suntem chiar terminatori, teroriști. Da. Trebuie să vadă că avem și momente calme, dar acum suntem în extaz după ea. Da, las-o. Se tot plimbă. Da, las-o. Pe după toate canapelele. Dar e foarte jucăușă. Cum ai și speriată că abia a venit. Vei dormi cu ea în seara asta? Normal, fiecare seară. E ok? Vrei să doarmă cu pisică? Da, de ce nu? Da, de ce nu? Trebuie să ne documentăm un pic. Dar ce poate să fie rău? Să mă moare în somn? Nu, da. Știi, Melissa, unde e pisica? Doar trebuie să îi dau trenul să... Dar nu-i plac, ea e fetiță și ea nu se joacă cu trenurile, mami. Măcar acum stă locul ei. Chestia asta, ghemul. Dă-l-o. Dar nu-i prea place ghemul ăla. Acum, mama, se mâne. Dă-l-o. Mama, nu-i câine. Ba da, uite. Ce câine. Ce bag. Ce bag. Au. Nu, poate să sare pe mine. Lasă. Mama, poate să-mi dă o ghiară nouă. Am închide, ok. Hai să vedem. E frică. Haide să fie care clopoțel. Tati, las că te uite. Accesoriile astea când vă împrieteniți. Ce drăguț e pisică ta. O să-l cunoști pe Drupi la vară. Știai? La vară o să stați amândoi pe terasă. Drupi nu e genul ăla care să fie rău cu pisicile. Nu, da, nu, nu fugărește. Dacă se vede o pisică prin curte sau pe gardă, aleargă după ea. Și pisica unde doarme? Pisica cu Melissa doarme. Și chiar doamna așa cu ochii. Da! Și am ajuns la finalul videoului și vreau să vă zic numele pisicii. Și numele ei este... Willow! Videoul se încheie aici și îți mulțumim că te-ai uitat până la final. Și nu uita să te abonezi și să apeși și pe clopoțel ca să primești notificări de fiecare dată când postăm și ne vedem curând la un nou vlog. Pa, pa!